cu un nod în gât și cu speranța că vor reuși să obțină o notă bună, elevii din Mehedinți au participat la simularea examenului de bacalaureat la limba română. Subiectele au fost concepute de o comisie la nivel județean. După ce au ieșit din sălile de examen, mulți au declarat că speră ca și la BAC să fie la fel de ușor. A fost foarte bine, mi-a picat subiecte ușoare, a picat ce am știut și m-am descurcat. Ce fel de subiecte ai avut? Subiecte pe care le-am mai rezolvat, adică de genul în variantele făcute până acum. Mi-a picat basmul, ceea ce știam. Interacțiunea între două personaje din basmul cult a fost destul de ușor, fiindcă noi am făcut la clasă Harapal, povestea lui Harapal, și acum doar am relatat puțin din ce am repetat atunci. Pentru cei care nu au dat atenție deosebită pregătirii pentru BAC, proba a ridicat multe probleme. Am făcut... Cam de cât ai făcut? Sper că de 5. Am învățat tot. Cum a fost? Puțin greu. Fiindcă nu mă așteptam să vină să fie bazmul la 3. A fost cea de-a doua simulare la care elevii mehedințeni au luat parte. Prima s-a desfășurat la nivelul unităților de învățământ. Rezultatele au fost însă slabe. Am avut undeva la 15% rezultate mai bune la limba română, probă care se dă și astăzi, și bineînțeles mult mai dificil la matematică. Însă tocmai de aceea este binevenită și această simulare, pentru că putem evalua un progres după o lună și jumătate, două luni de la prima simulare. Simularea s-a desfășurat în aceleași condiții ca și examenul propriu-zis, care va avea loc în vară. Elevii au fost monitorizați video și au fost supravegheați de doi profesori. La nivelul județului Mehedinți am avut peste 2600 de elevi care au intrat la această probă. Subiectele au fost elaborate la nivelul inspectoratului școlar cu un grup de lucru, deci au fost subiecte unice la nivel județean. Următoarea probă este la matematică. Aceasta a fost planificată pentru 12 februarie.